Cele mai sincere zodii. Unii oameni sunt cu două fețe, iar cei ipocriți ne otrăvesc viața. Semnul zodiacal este un bun indicator dacă o persoană merită sau nu încredere. Cel puțin 5 zodii au reputație de cei mai sinceri și mai deschiși oameni. Măști sunt peste tot. Uneori este dificil să înțelegem imediat ce fel de persoană se află în fața noastră. Ne manipulează sincer sau cu pricepere. Este un fapt trist, dar zodiile manipulatoare se găsesc la fiecare pas. Există destui oameni în lume care preferă să-și atingă calea necinstit, însă întâlnirea cu oamenii demni este mult mai dificilă. Vă invit să aflați care zodii nu vă vor înșela niciodată, deoarece ocupă primele locuri în clasamentul celor mai sincere zodii. Locul 1. Vărsător. Cea mai bună caracteristică a vărsătorului este că el privește situația din diferite unghiuri. Nu o privește niciodată dintr-o parte, se pune întotdeauna în locul altei persoane, încercând să înțeleagă motivația acțiunilor sale. Această caracteristică este cea care permite vărsătorului să evalueze imparțial ceea ce se întâmplă și să atragă concluzii corecte. Vărsătorul însuși își exprimă întotdeauna părerea, nu înfrumusețează adevărul pe care îl așteaptă de la ceilalți. Locul 2. Rac. Zodia cea mai vulnerabilă s-a dovedit a fi cea mai sinceră. Minciuna pentru rac este asemănătoare cu o alergie. Ea îi provoacă chinuri mentale, îl privează de armonie interioară. Din acest motiv, racul caută orice modalitate de a se proteja de nesimțire. Dacă nu consideră că este necesar să spună adevărul, atunci va rămâne tăcut. Dar întrebarea directă va fi întotdeauna răspuns deschis, fără a încerca să se justifice. Locul 3. Leu. Leul nu face secrete din viața sa. Cu plăcere le spune tuturor celor care doresc toate detaliile, descrie gânduri și sentimente. Dacă cineva încearcă să-l înșele, leul nu va tolera acest lucru. O minciună este o insultă directă și nu va permite neglijarea de la sine. Leul, cu toată furia sa, se va repezi la atac și va lovi toate punctele slabe până când va distruge manipulatorul. Preferă să se asigure de distracția publicului, astfel încât toată lumea să poată vedea clar consecințele unui astfel de comportament. Locul 4. Fecioară. Fecioara este un detector de minciuni. Mai mult, fecioara face față sarcinii ei mult mai bine decât aparatele. Învață un kilometru, nu se grăbește să tragă concluzii și privește atent manipulatorul pentru a obține niște dovezi irefutabile. După care, ea taie toate contactele pentru că principiile ei morale sunt pe primul loc. Fecioara va alege un adevăr amar, nu o minciună dulce. Locul 5. Pești. Această zodie este deja asuprită de nedreptatea vieții, iar minciunile altor persoane sunt pur și simplu insuportabile pentru ea. Din acest motiv, peștii se închid în ei înșiși, intră în lumea viselor unde totul este clar și nimeni nu minte. Dar mai des o minciună nedisimulată trezește furia peștilor și ei, fără a selecta cuvinte, exprimă totul în ochi. Acest semn zodiacal trăiește cu sentimente și este foarte important pentru el ca emoțiile să fie sincere. Oferă forță și motivație pentru a merge mai departe. Prin urmare, orice persoană ipocrită în ochii peștilor se scufundă până la fund. Ei nu se mint pe ei înșiși și îi șochează pe cei care pot cădea atât de jos. Manipularea oamenilor este un lucru groaznic, dar destul de comun. Vă sfătuiesc să stați departe de cele mai egoiste zodii, pentru a nu cădea în momeala lor. Succes și nu uitați să faceți click pe butoane!